Celebrul pod de la Mărăcineni, care dă bătăi de cap șoferilor de ani de zile, a fost în sfârșit redeschis în această dimineață. Lucrările de consolidare pe sensul Râmnicu Sărat-Buzău s-au încheiat, astfel că se poate circula în siguranță. Totuși mai sunt reparații de făcut pe celălalt sens de mers, însă aici lucrările sunt estimate să dureze doar câteva zile, iar traficul rutier nu va fi afectat. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 3,5 milioane de lei, suma alocată din bugetul de stat. Podul metalic a intrat într-un amplu proces de reabilitare la începutul acestui an. Timp de 4 luni, circulația a fost pe un singur sens, pe celălalt pod, ceea ce a transformat totul într-un coșmar pentru șoferi.